Bună tuturor! Bine ați revenit pe canalul meu și vă mulțumesc că mă urmăriți! În acest videoclip voi face o etalare cu mesaje generale pentru zodia Taur. Bună, dragă Taur! Hai să vedem mai întâi care este energia ta în acest moment. Da? Voi scoate de aici o rună care va reprezenta energia ta în acest moment, dragă Taur. Runa Turisaz, este runa Turisaz, este runa care simbolizează o întrerupere, o pauză forțată, o întârziere, un obstacol mai mare, mai semnificativ. Dragă Taur, tu experimentezi mai multe obstacole, aud, în viața ta. Mai multe obstacole. Simți că parcă totul se prăbușește sau anumite provocări se adâncesc. Se adâncesc tot mai mult. Sau încep să te afecteze din ce în ce mai mult. Cumva e acea senzație că atunci când simți că pur și simplu mai ai puțin și dai de fundul sacului, nu mai poți gestiona, nu ajungi la capătul puterilor cumva. Să vedem cu ce te pot ajuta mesajele de astăzi care vin spre tine. Ai 4 de monede și cu 2 de monede. Ții foarte strâns de ceva, nu poți să renunți, deși simți că nu îți face foarte bine, te străduiești să faci față la tot, la multe lucruri, să ții cât mai multe lucruri într-un fel de echilibru. Dar aud în tot acest timp te dezechilibrezi pe tine foarte tare. Uite, văd că în poza aceasta are mânuțele și degetele de la mâini și de la picioare foarte roșii. Ai circulația proastă. E posibil că ai simptome din acestea că ți se răcesc mâinile și picioarele des. Acesta este un simbol al unei, dar reprezintă o circulație a sângelui încetinită, îngreunată. Așa cum circulația energiei în viața ta este îngreunată. Sângele reprezintă, este de fapt, reprezintă fluiditatea, modul cum curge energia vitală prin ființa ta. Reprezentat, energia ta vitală fiind reprezentată în plan fizic,
în corpul tău de către sângele tău. Energia ta vitală nu circulă fluid prin tine, dragă Taur, pentru că te străduiești prea mult. Te străduiești prea mult. Și am văzut 5-5-5 în momentul acela pe timerul meu, adică e un fel de atenționare din partea ghizilor să faci o schimbare, dragă Taur. Să faci o schimbare. Avem și energia ta. Aceasta chiar este energia ta. 4 de monede. Avem și energia unei persoane din Capricorn. E posibil că ești într-o relație, acum primesc mesajul pentru că am zis acest lucru, ești într-o relație cu o persoană din Capricorn. E posibil, nu neapărat. Sau o persoană, aceasta simt că e energia ta, regele de monede, poți fi bărbat sau femeie, e energia ta. Tu muncești foarte mult. Tu chiar muncești foarte mult. Aud, muncești foarte mult ca să fii cât mai puțin pe acasă, să faci cât mai puțin față relației în care ești. Ok, cu cine ești tu în relație? Cine îți creează? Pentru că simt că de acolo vin provocările. Oh my God! Oh my God! Da! Da! Dragă Taur, relația îți creează multă durere în suflet. Poate este vorba chiar de o relație din care ai ieșit, poate chiar ai ieșit destul de curând și faptul că muncești atât de mult, cumva te-ai adâncit în muncă și în această determinare de a te concentra doar pe, sincer, a face bani, da? A munci. Poate nici chiar neapărat să faci bani, pur și simplu să muncești, să fii ocupat sau ocupată, să fii permanent cât mai mult ocupat sau ocupată, ca să nu ai timp să te gândești la durerea prin care de fapt treci. Dar încerci să o ignori, încerci să... Acesta e modul tău, dragă Taur, de a gestiona această situație din care încă nu te-ai vindecat, ar putea părea, pentru că ești în energia aceasta, regele de monede, o energie stabilă, abundentă, o energie care are bine definit ce își dorește, are un plan bine pus la punct, e o persoană muncitoare, o persoană dedicată, o persoană pe care te poți baza. Da, oamenii se bazează pe tine foarte mult, în familie, între prieteni, la muncă, în cariera ta, oamenii se bazează pe tine. Ești o persoană cu multă experiență în domeniul tău. Tu ești în această energie care este la suprafață, așa în exterior, arată foarte bine. Însă, de fapt, în interior, tu, cum spuneam, energia ta vitală nu circulă fluid, pentru că tu nu ai simțit să-ți acorzi posibilitatea, timpul, spațiul necesar în care să ai grijă de inima ta rănită. E foarte rănită inima ta, indiferent că ești încă în acea relație care îți rănește inima sau te-ai despărțit,
E foarte rănită. 4 de brute este cartea stabilității, e în revers. Mai poate semna și familia, relații strânse, relații foarte apropiate, sau rupt relațiile cu cineva care ți aducea stabilitate sau cu care crease și stabilitate sau cu care lucrai la stabilitate. Și mai simt pentru că aici este o petrecere cu 4 persoane, și această carte este chiar a venit imediat după, lângă aceasta. Aici ești tu, vezi? Tu, cu una din persoanele acestea este persoana ta dragă, persoana cu care ai creat această relație, de care ții, poate încă ții de această relație, poate încă te străduiești să faci să meargă lucrurile, deși îți aduce multă suferință emoțională. Și simți ceva, tu intuiești ceva, dragă Taur. Intuiești că persoana cu care ești sau de care poate tocmai te-ai despărțit, te-a trădat cu cineva apropiat, cu cineva cu care poate chiar erați prieteni de familie, petreceați împreună sau oricum vă cunoșteați. Dar avem și asul de monede pentru tine, dragă Taur. Foarte multă energie a pământului, da? Energia ta este foarte puternică în acest moment. Da, ești o persoană foarte puternică. Luptătoare. Luptătoare. Luptătoare, da. Ești o persoană foarte luptătoare. Nu renunți. Nu. Ești pe baricade, pe metereze, te aperi, te protejezi, și da, nu renunți. Luna. Ceva îți este ascuns. Îmi arată ghizii aici această reprezentare a unui spirit întunecat. Tu, dragă Taur, simți că tot ceea ce se întâmplă se datorează unor interferențe cu energii întunecate, da? Din tărâmurile întunecate. Asta este ce simți. Numai că nu. Intuitiv tu simți acest lucru. Intuitiv. Însă nu ai descoperit încă exact, foarte clar, exact cât este adevărat din ceea ce simți. Însă tu simți multe. Care este concluzia? Care este concluzia? 8 de bâte în revers. Tu încă încerci.
Tu încă încerci sau aștepți să comunici sau te aștepți să reușești să comunici, să reușești să rezolvi toate aceste provocări în această relație. Apropo, ar putea să nu fie neapărat vorba de o relație de iubire, deși avem aici trei de săbi care vorbește despre trădare în iubire, dar nu numai, nu neapărat. Poate fi vorba și de ceva dureros, o trădare la locul de muncă sau între prieteni, efectiv. Da? Cum rezonați? Dacă rezonați pe partea de relație de iubire, acolo știți că aveți provocarea. Ok, dacă este vorba de că aveți o provocare într-un alt aspect, în funcție de situația voastră. Dar recomandarea ghizilor, că așa ca încheiere, este, mă uit aici la acest as de monede care vorbește despre o oportunitate, care o deschidere, un nou ceva benefic, o nouă oportunitate, o nouă șansă pozitivă în viața ta. Și aici animăluțul ține strâns de această oportunitate. Această oportunitate ori deja ți s-a ivit, da? Dar tu poate că fiind foarte angrenat sau angrenată în tot ceea ce te străduiești să faci, poate ai trecut-o cu vederea și atunci sfatul ghizilor este să nu o treci cu vederea. Sau încă nu a apărut și sfatul ghizilor este să fii cum ar veni pe fază, dragă Taur, pentru că această oportunitate îți va fluidiza cursul vieții. E menită să te ajute, să te scoată din această stare de... E mult stres aici, iar stresul nu este evident, este undeva la interior. Aici mai simt și să spun că dacă simți să lucrezi la situația ta specifică, să găsești mai multe soluții, să poți să privești din mai multe perspective situația, putem să lucrăm și împreună în ședințe individuale. Dacă sunteți membri pe canalul meu, aveți și reducere la ședințele, la costul ședințelor individuale. Detaliile mele de contact le găsiți în descrierea videoclipului și, de asemenea, dacă apăsați butonul Alătură-te, găsiți informații despre cum puteți să deveniți membri pe canalul meu. Ca încheiere, ca mesaj de încheiere, pe lângă această oportunitate pe care ghizii te îndeamnă să o urmărești, să încerci să... fiind atât de concentrat sau concentrată pe ceea ce încerci să faci la locul de muncă, în cariera ta, da? Sau pur și simplu prin casă, simt că te ocupi, îți ocupi timpul, te ții ocupat sau ocupată cu tot felul de lucruri. Poate ți-ai luat mai multe joburi chiar. Simt aici, ar putea să fie să jonglezi cu două joburi și cu acasă, curățenie, tot ce trebuie, copii, poate ai și copii. Regele de monede este o persoană foarte stabilă și familistă, are grijă de familia sa, da? Deci ai grijă de foarte, foarte multe lucruri, ți-ai luat toate aceste lucruri și te-ai afundat în ele și te afunzi din ce în ce mai mult și ghizii te roagă să încerci să mai ridici așa privirea, că poate cine știe să poți să observi atunci când apare această oportunitate. E posibil
Să fie vorba de o nouă relație, dacă te-ai despărțit și chiar ai încheiat socotelile acolo în vechea relație, dar mai puțin simt de relație, mai mult simt o oportunitate care cumva ți-ar ușura munca, implicarea în ceea ce faci tu în ce privește cariera, activitatea profesională. Ți-ar ușura mult acolo și cumva îndemnul ghizilor este că ai nevoie să mai ușurezi din toate aceste lucruri pentru a te ocupa puțin mai mult de vindecarea ta emoțională. Și acest ultim mesaj, dacă încă există comunicare între tine și persoana care te-a rănit, acest mesaj îți recomandă să nu o inițiezi tu. Să nu o inițiezi tu, iar dacă persoana, da, veți poate depinde de situație, de la situație la situație, e neapărat nevoie să comunicați, minimum posibil. Folosește regula minimum posibil. Minimum posibil. Strictului necesar în comunicarea, pentru a putea să te detașezi puțin de acea energie, pentru a putea începe să lucrezi la vindecarea aceasta emoțională foarte importantă. Și de asemenea ne arată ghizii să te detașezi, să ieși cât mai departe din câmpul de influență al acestor energii întunecate, pe care tu cumva le intuiești că acționează sau au acționat în această relație, de orice fel ar fi ea, că între prieteni, între colegi de muncă, în relația de cuplu, de orice fel, poate fi chiar și în familie, vorba de familie, probleme în familie, deci de orice fel ar fi relația, tu simți, intuiești, n-ai aflat încă totul, dar intuiești că există ceva, niște energii negative care lucrează sau au lucrat cel puțin. Și atunci, ghizii, te sfătuiesc să reduci cât mai la minimum posibil, da, spre deloc, interacțiunea cu persoana sau persoanele care ți-au produs această suferință și spre a te depărta de câmpul de influență al acestor energii. Dragă Taur, acestea au fost mesajele, un mesaj mai lung, dar am simțit să transmit tot ceea ce efectiv curgea din partea ghizilor tăi și îmi doresc să te fie ajutat în măsura în care simți că te-au ajutat aceste mesaje. Apasă butonul de like. Există și un buton de super like, sigur, în măsura în care aveți plăcerea și disponibilitatea să sprijiniți și în acest mod canalul meu. Eu vă mulțumesc tuturor pentru sprijinul vostru minunat, în modurile minunate în care mi-l oferiți voi. Dacă nu te-ai abonat, te invit să te abonezi și până la următorul videoclip îți doresc, dragă Taur, vă doresc tuturor numai bine!